salutăm încă o dată presa și pentru că avem oameni de calitate și oameni noi, am să rog să ia cuvântul pe domnul profesor dr. Gorun Gheorghe, cel care deschide lista Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat la Consiliul Județean. Bună ziua! Mă bucur că ne revedem în postura asta după 10, 12, 15 ani, nu mi-aduc aminte bine. Nu o să spun foarte multe chestiuni, pentru că prefer să mă întrebați dumneavoastră, că sunteți obișnuiți să ascultați monologuri nesfârșite, de aceea monologul meu o să fie foarte scurt. În primul rând, trebuie să recunosc că m-am bucurat când domnul Matei Catrinoiu, președintele organizației PNZCD, mi-a propus să revin sau să încercăm să revin în politica locală, județeană și, evident, am socotit că este și o ușoară obligație din parte să răspund invitație pe care Matei Catrinoiu mi-a adresat-o. E adevărat că eu am venit în Partidul Național Țărănesc când creștin democrat, când partidul era în foarte mare criză. M-am îngrămădit niciodată când el era pe val, la guvernare, cu toate pârghiile de conducere în mână. Dar, spre deosebire de mine, Matei Catrinoiu, Coman Sică și alți oameni din organizația județeană a partidului, au dus toate bătăliile de clasă, să le zic așa, folosind o sintagmă din istoriografia comunistă, toate bătăliile de clasă în anii 90. Ei au fost pe baricade atunci și ei au purtat permanent drapelul partidului și s-au străduit să-l țină în atenția publică. Deci, consider că sunt calificat să candidez și dacă electorii vor considera și ei această condiție îndeplinită, să devin consilier județean, pentru că știu ce înseamnă, nu știu perfect ce înseamnă administrația locală, evident, dar știu ce înseamnă Consiliul Județean, știu cu ce trebuie să se ocupe Consiliul Județean și cred că sunt în măsură și am capacitatea și experiența necesare să facem din Consiliul Județean un forum, un mini-parlament local atât de necesar pentru cultivarea, pentru dezvoltarea și pentru, să spunem, perenitatea, dacă va fi cu putință, comportamentului democratic în județul Gorj. Am activat serios în politica mare în 1992-1996. Cu siguranță o să titrați sau nu o să titrați, vă mulțumesc pentru oricare din variante, că întinerim clasa politică cu Gheorghe Gorun. Nu vă dau o idee acum, dar cum s-o cotiți dumneavoastră de cuvință? În politica mare, 92-96, ziceam, apoi am rămas doar pe culoarele activității cetățenești, activității civice, am scris și eu ca și dumneavoastră, am făcut ca dublură zeci, poate sute de emisiuni de televiziune și de radio, am scris în mai multe gazete, prin urmare n-am fost, cu excepția ultimilor, să spun, 7 ani, absent totalmente, ultimii 7 ani am fost cam absent, totalmente absent din ceea ce se cheamă piață publică și activitate civică în municipiul Târgu Jiu. În 17 ani, am condus o școală din Târgu Jiu, Colegiul Național Spiro Haret, directorul acestei școli. Rămâne de stabilit, de constatat de cei care au trecut pe acolo, dar și de cei care au avut oameni pe acolo, dacă am condus-o bine sau dacă nu am condus-o bine. Nu
vă mai spun mai multe. M-aș bucura foarte tare să, ca echipa PNCCD să reintre în politică, nu chiar în forță, dar să reintre în politica județeană și municipală și în toate localitățile din Gorj, pentru că sunt absolut convins că oamenii din acest partid au destule de făcut pentru comunitățile pe care ei le vor reprezenta. Probabil și buna credință de care îi vom da noi de dovadă și buna credință de care domniile voastre veți da dovadă și sunt convins că veți fi oameni de totală bună credință, ne vor ajuta să îndeplinim acest deziderat. Eu vă asigur de totala mea bună credință, nu voi încerca niciodată să fac promisiuni fără acoperire, nu voi spune nimic despre ceva la care nu mă pricep și nu voi ataca pe nimeni altfel decât pe dezbateri de idei, de soluții, de proiecte și așa mai departe. Am căpătat, evident, în 26 de ani de să le numim dezbateri democratice, și experiența, și echilibrul, și înțelepciunea necesară să mă comport așa. Nu știu care îmi va fi reacția, că evident știți bine că, deși se spune că omul este o ființă rațională, are mult mai multe alte porniri, subconștient, inconștient, simțul comun și așa mai departe și așa mai departe, dar mă voi strădui să parez cu echilibru și cu răbdare, chiar și atacurile de prost gust, de rea credință, de orice altceva. Vă mulțumesc că m-ați ascultat, mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat prilejul. Dau cuvântul domnului președinte al organizației Drăguțești, care împreună cu doamna formează o echipă redutabilă pentru primăria, domnul Miroiu. Așa cum spunea și domnul profesor anterior, sunt nou venit în acest partid de vreo două săptămâni și eu voi discuta mai mult despre problemele comunei Drăguțești, mai puțin despre cele ale orașului Târgu Jiu, cu toate că, fiind om de afaceri, am avut o contribuție destul de importantă în ultimii ani la, să zicem așa, a face curățenie în vechea termocentrală, unde deja se vânduse fierul la o sumă pe vremea aceea destul de municipă, de 2 milioane de euro, lucruri știute concret. Și normal, a fost o afacere corectă, a fost o licitație, a câștigat o firmă din Argeș, una din firmele adiacente concernului Renault. Iar noi am venit să facem curățenie într-un contract prin 2009 și am finalizat multe rând prin 2013. Deci, cu noastră mă mai cunosc cu impluziile pe la turn, cu demonele pe acolo. Bun. Să revin la problemele noastre care țin de Comuna Drăguțești și pe care aș vrea să le expun cetățenilor. Din nefericire pentru Comuna Drăguțești, ne aflăm, din punctul meu de vedere, într-un mare impas. Suntem aproape de o situație falimentară. De ce? Pentru că, din păcate, în toți acești ani, și special în ultimii ani, că aș face referire la 2007 încoace, ani în care se puteau accesa fondurile europene, se puteau face foarte multe proiecte și pe linie administrativă și pe linie individual juridică, adică, după cum știți dumneavoastră, persoane fizice care pot accesa fonduri prin depunerea unui proiect, în special tineri. Ei au prioritatea cea mai mare. Da, așa cum spuneam, din păcate pentru comuna noastră nu s-au urmărit decât interesele personale și sunt, într-adevăr, și situații, aș puncta puțin, de interese de grup, dar poate cu altă ocazie vom discuta când va fi cazul.
Este una din puține comune ale județului Gorj care stă foarte, foarte prost la retrocedări, la eliberarea titlurilor de proprietate. N-am date exacte, pentru că n-am lucrat în administrație, dar undeva în jur de maxim 12-13% au fost eliberate titlurile de proprietate. La nivelul unei comune care, eu zic că e de rangul 2 și ne uităm pe statistici, e o comună cu aproape 7.000 de locuitori și cu o suprafață destul de mare. Conducea organizației împreună cu specialiștii noștri din partid, îmi cer scuze pentru că am pregătit un program pentru comună și dacă mi-ați permite, aș ruga-o pe doamna primar. Adresez... Doamna Miroiu. Da. Doamna Miroiu, da. Dragii mei concetățeni, mi-aș dori din tot sufletul ca să putem pune în aplicare eliminarea birocrației din cadrul primăriei Drăguțești prin reducerea numărului de funcționari incompetenți și punerea la dispoziție a cetățenilor a tuturor informațiilor solicitate de către aceștia. Rezolvarea problemelor cetățenilor ce țin de administrația locală și îmbunătățirea condițiilor sociofamiliare pentru fiecare locuitor al comunei, indiferent de statut social, etnie. Ne angajăm să rezolvăm într-un timp rezonabil, cel puțin 3 ani, problema canalizării în toate satele comunei Drăguțești și rezolvarea problemei conductei de gaze pentru satele Satul Nou și Iași-Gorj. Finalizarea lucrărilor de execuție la podul de peste râul Jiu din zona satului Cârbești, puntea pietonală, ce va facilita accesul cetățenilor pe proprietățile agricole. Susținerea prin informarea cetățenilor comunei Drăguțești în obținerea de fonduri europene pentru depunerea de proiecte pe diverse măsuri existente. Realizarea în cel puțin 2 proiecte în regim de parteneriat public-privat exprimat printr-o cooperare între autoritatea publică și sectorul privat pentru construirea unei fabrici de confecții și înființarea unei cooperative agricole care vor produce efecte benefice pozitive pe piața forței de muncă și în dezvoltarea locală a Comunei Drăguțești. Comunicarea și colaborarea cu cetățenii Comunei Drăguțești prin stabilirea de întâlniri trimestriale unde se va discuta. Va fi consultat cetățeanul în legătură cu diversele probleme ale comunei între primari și locuitorii satelor arondate comunei administrației locale. Reducerea taxelor și impozitelor locale pentru persoane fizice fără a afecta bugetul local prin identificarea de alte resurse financiare, gen majorarea taxelor și impozitelor la persoane juridice, societăți comerciale. Finalizarea infrastructurii drumurilor comunale și județene. Crearea de rigole pe marginea drumului și întreținerea lor. Construirea pe fonduri europene de drumuri căi de acces la exploatațiile agricole. Menținerea ordinii și curățenii în comună și dotată cu utilaje tehnologice a serviciilor arondate. Am să dau cuvântul doamnei candidat la primăria orașului Motru, doamna Stanciu Camelia. Mulțumesc. Pentru că programul meu se bazează pe investiții străine românești și accesare de fonduri europene, eu fiind avocat și expert în accesare fonduri, voi continua să prezint ceea ce la termenul, la conferința trecută am spus, programele care pot fi accesate imediat după alegeri, care sunt în folosul comunității, respectiv. Deja au început depunerile de proiecte și înscrierile pentru comunitățile marginalizate, rome și non-rome. Pentru comunitățile marginalizate rome sunt niște programe extraordinare în care, pe lângă faptul că vor fi consiliați pentru a se recalifica, sunt proiecte pentru prevenirea abandonului școlar, pentru că știm bine că nu au decât maxim 8 clase,
și sunt proiecte integrate prin care primesc câte 25.000 de euro ca să-și deschidă firme. Vor fi îndrumați romii să-și deschidă firme din care să poată să trăiască în așa fel încât să nu mai, să nu mai trebuiască să facă altceva decât lucruri în concordanță cu legea. De asemenea, ceea ce este foarte important și mi-a plăcut și poate fi aplicat, este faptul că în interiorul primăriilor pot fi deschise pe bani europeni centre de asistență socială și medicală pentru romi. Deci este și pentru persoanele evident sărace. Deci sunt programe de combatere a sărăciei pentru zona defavorizată, complet defavorizată și marginalizată, deci persoanele sărace rome și non-rome. Pentru, de asemenea, pentru cetățeni, persoane fizice, în curând se va deschide un program, se numește România Creativă, în care accesarea se va face pentru maxim 25.000 de euro și la fel fiecare persoană care dorește să acceseze aceste fonduri va fi îndrumată și consiliată, deci ca să poată să li se facă proiectul și să acceseze banii. Astea sunt cele care vor urma în perioada imediată. Ce vreau să vă povestesc, că noi în întâlnirile cu alegătorii, deja am fost chemați ca să ne prezentăm, am întâlnit persoane care mi-au cerut bani ca să mă voteze. Aș vrea să anunț pe această cale că legea electorală pentru anul ăsta, legea 115 pe 2015, prevede că singurile obiecte cu care noi putem face campanie, noi toți, ca să ne înțelegem, putem face campanie, sunt afișele de anumite dimensiuni, sunt calendare ilustrate și orice altceva pe această temă, flyere, și emisiunile TV, radio și internet. Mi-au explicat că așa se procedează. Deci dacă eu vreau voturile, e o comunitate așa mai mică, bănuiți așa, că așa se procedează, că se merge cu portbagajele pline și cu asta. Deci cine va proceda așa, să știe toată lumea că este o ilegalitate și că poate fi făcută o plângere pentru dare de mită într-o situație de genul ăsta. Eu nu am decât proiecte și chiar vrem să le, adică așa cum am spus, eu n-am făcut politică până acum, sunt la fel de intrigată ca toată lumea care, de bună credință, care a observat că ne îndreptăm într-o direcție care nu este benefică pentru noi și ca atare, dacă ne punem la bătaie mintea, nervii, sănătatea, înseamnă că o facem tocmai ca să schimbăm ceva și că nu va fi nimic din ce a fost până acum. Chiar vreau să se mai știe faptul că foarte multă lume spunea nu votăm pe X sau pe Y pentru că vin și o să schimbe pe toți, o să ne dea afară din primărie, din poliția comunitară, din să ne înțelegem, nimeni nu poate să dea afară pe nimeni și nu va face lucrul ăsta pentru că există legi care protejează angajatul. Deci nu există așa ceva. Așa cum am spus, noi facem o campanie altfel și de aici încolo chiar toate lucrurile se vor petrece altfel. Așa cum se vede, chiar și legea a fost modificată și cred că țara se va îndrepta totuși de aici încolo spre o direcție mai bună. Mulțumesc! Am să dau cuvântul domnului candidat la primărie, domnului Giurcău. Bună ziua! Mă numesc Giurcău Daniel, de profesie sunt inginer și candidez pentru funcția de primar al Comunei Telești și funcția de consilier local. În mandatul 2012-2016 am fost ales consilier local, implicându-mă în activitatea administrativă la nivelul primăriei, doresc atragerea de investitori și crearea de locuri de muncă, așa cum le-am promis și în campania din 2012.
Un obiectiv important pentru comună de realizat este introducerea canalizării în comună. Consider că alegerea primarilor din două tururi îmbunătățește activitatea din primării, dând un suflet nou administrației locale. Eu procedez exact cum am procedat și acum 4 ani, pașnic, și nu mă interesează o campanie agresivă. Consider că poate realizarea alegerilor la primării din două tururi este îmbunătățește activitatea. Sper pe în continuare, când ne vom mai întâlni, să vă aduc și programul meu pentru această comună. Vă mulțumesc! Super. Pentru că PNţCD-ul a decis ca subsemnatul să candideze pentru primăria orașului Târgu Jiu, aș vrea să vă spun că eu, în calitate de candidat pentru primăria orașului Târgu Jiu, voi trece la o campanie cinstită, corectă și dreaptă, fără atacuri, fără lucruri nepermise, și consider și le impun și competitorilor celorlalți ca aceștia să desfășoară o campanie în limitele legii. Vreau să vă spun că programul meu este structurat pe mai multe paliere, acestea ținând cont de latura privind omul. Această latură trebuie sensibilizată și făcut tot ceea ce trebuie pentru ca în plan social să punem mai presus de orice omul și nu altceva, nu interesul personal. În plan politic vom face de așa manieră încât să fie atinse toate punctele pe care partidul nostru în decursul istoriei sale și mai cu seamă în această perioadă își dorește ca să readucă renașterea satului românesc, pentru că trebuie să o recunoaștem că România nu își va reveni din punct de vedere sau bazându-se pe industrie, ci pe agricultură, pentru că sunt milioane de hectare de teren rămase în paragină. În plan cultural, voi fi acela care va încerca să transforme cu adevărat Târgu Jiu într-o metropolă a lui Brâncuș, pentru că Europa nu are, sau celelalte țări din Europa nu au un Brâncuș, cel care a revoluționat sculptura modernă. În ceea ce privește lucrul acesta, voi insista în continuare pentru a se găsi soluții prin care să readucem o parte din osemintele marelui sculptor, pentru că numai astfel vom putea transforma Gorjul într-un fel de Mecca. Este absolut necesar acest lucru și nu trebuie precupețit niciun efort în acest sens. Mă preocupă în special soarta generației tinere. Generație care, din câte vedeți și dumneavoastră, nu are la ora actuală sau nu se întrevede luminița de la capătul tunelului. Foarte mulți tineri, atât domnul director știe foarte bine că părăsesc țara, cele mai nobile capete
ale acestei țări și din acest județ. Vom face tot ceea ce trebuie pentru ca lucrurile să se așeze în matca lor. Nu vom scoate sabia, pentru că nu vrem să pierim de sabie. Vom folosi cuvântul, vom folosi inteligența, vom folosi justiția pentru rezolvarea tuturor problemelor care frământă județul Gorj. Vă mulțumim!